în cetatea banilor, de la Brâncuși, Macedonia, între noi. Evocăm patriotul care ne-a făcut să fim mândri de eroii înaintași. Evocăm autorul imnului echipei de fotbal Cântec pentru Oltenia, pe care îl cântă încă milioane de suporteri ai Universității Craiova. Evocăm jurnalistul care i-a apărat pe cei plini de nevoi. Pentru Craiova, pe care a iubit-o cu patimă, pe UNESCO nu va rămâne doar o statuie sau un nume de stradă, lucruri care se vor întâmpla mâine, când vom tăia panglica la strada pe care am denumit-o în onoarea lui Adrian Băunescu, sau când vom dezvăli statuia aflată pe esplanada Teatrului Național din Craiova. El va rămâne copilul cel mai rebel cu care ne vom mândri totdeauna. De ce un festival Adrian Băunescu tocmai anul acesta? Pentru că în 2013 se împlinesc 70 de ani de la nașterea Marelui Băi. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care astăzi ați dori să vă aflați alături de noi și sper din toată inima ca acest festival să devină unul de tradiție pentru Craiova și să continue cu mulți, mulți ani de acum înainte. Vă mulțumim! Doamna Băunescu, Ana Maria, ne bucurăm foarte mult că am putut să ne strângem astăzi aici, în această sală, într-un moment special, și să ne amintim de personalitatea și de omul extraordinar care a fost Adrian Băunescu. Ca unul care am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a împărți momente prețioase și de a asculta de multe ori până noaptea târziu trăirile acestui suflet tumultos și de a vedea bucuria cu care se dăruiește celor din jur, nu pot să vorbesc despre Adrian Băunescu la trecut. Sunt personalități care, prin energiile pe care le descătușează, prin felul în care, cu forța cosmică, smulg destinele semnilor de pe orbitele mărunte ale cotidianului, proiectându-le către împlinire. De aceea, spun foarte clar, Adrian Băunescu este. Această mișcare culturală care ia naștere la Craiova astăzi, odată cu această primă ediție a Festivalului Internațional, care îi poartă numele, este cea mai bună dovadă că flacăra poetului rebel arde în continuare, luminând la fel de puternic. Astăzi, ca și acum mai bine de 3 decenii, în zilele de tumult și efervescență ale cenacului, personalitatea electrizantă a lui Adrian Băunescu atrage în jurul ei talente și valori pentru a celebra prin vers și melos cea mai dintâi libertate, aceea de a gândi și de a ne exprima sonor și răspicat. Născut la 20 iulie, sub semnul Sfântului Ilie, barcul de la Vârca, reverbul ca tunetul și rostirea ca ropotul de grindină. Poezia sa, așa cum spunea regretatul Marin Sorescu, este una de atitudine, la fel ca și lecția sa. Pentru că darul cel mai de preț al lui Adrian Băunescu pentru o întreagă generație este un fel de a fi, o stare de spirit. De la el primim dreptul la întrebare și reînvățăm ce înseamnă curajul de a chestiona, de a contrazice, de a contesta, de a ne revolta în fața nedreptății.